Salutare prieteni și salutare dragi fani ai fotbalului și al sportului. Bine v-am găsit la un nou episod de transferuri confirmate 100%. Aceste transferuri deja au fost făcute 100%. Încep mai aici din câte se și bine vede în forță cu un mijlocaș care mie unul îmi place la nebunie, care s-a dus la o echipă care nu mai îmi place la nebunie. Radja Nainggolan s-a transferat la Inter Milano de la AS Roma. O decizie destul de interesantă, aș putea spune, mă așteptam să ducă prin Premier League, dar a decis să meargă la Inter. Mă știți pe mine, mare fan AC Milan, normal că nu sunt foarte fericit despre acest transfer, e logic, nu? S-a dus de la AS Roma la Inter pe o sumă, se scrie aici, de 38 de milioane. Radja Nainggolan, frate, n-ai ce să spui despre el, este un jucător genial, foarte, foarte bun. Pur și simplu, cu toți știm pe Radja Nainggolan, mie încă îmi pare rău că n-a fost chemat la naționala Belgiei, desigur, știți voi certurile și toate acele chestii, cum el ar fi bad boy, dar n-ai ce-i face, oricum omul este un mijlocaș bestial și desigur va ajuta chiar mult Inter Milano să meargă mai departe, să tot crească în valoare și acest transfer chiar este un transfer bun. Doamne, ce mi l-aș fi dorit și eu la AC Milan, dar hai să nu intrăm în detalii. Trecem mai departe la următorul transfer. Javier Pastore a dus în locul lui Radja Nainggolan. Pastore a fost adus de la Paris Saint-Germain pe suma de 25 de milioane de euro. Zic eu că este chiar o ofertă decentă pentru acest mijlocaș. Chiar este un mijlocaș chiar foarte bun. A avut la echipa națională 29 de apariții acolo, de la debutul său, 29 de apariții și 2 goluri. Vine la AS Roma în locul lui Radja Nainggolan. Oare va reuși să astupe locul acela imens lăsat liber de plecarea lui Radja Nainggolan? Este o întrebare bună. Oricum, îmi place Pastore, cred eu că se va adapta chiar foarte bine stilului de joc din Italia. Trecem mai departe, este Ștefan de Vrij, din nou la Inter. Fantastic ce bine transferă cei de la Inter, chiar fac treabă, mă, n-ai ce zice. Free transfer s-a dus liber de contract de la Lazio la Inter. Un jucător care valorează 40 de milioane de euro și dacă vă uitați la channelul meu, știți bine că și eu în multe career moduri l-am achiziționat pe acest jucător free agent, cum a făcut-o și Interul, pentru că este cea mai bună afacere. Omul ăsta este, pe lângă că este bun, este relativ tânăr, 26 de ani pentru un apărător, zic eu că este ceva foarte, foarte, foarte ok. Și se vede aici scara lui ascendentă, omul ăsta tot crește în valoare și tot crește și tot crește. Eu zic că, indiferent dacă joacă bine sau nu, dacă normal că joacă bine, este acolo un transfer de nota 10. Bun, trecem mai departe, un transfer intern, de care desigur poate unii știți, alții poate nu erau siguri, dar într-adevăr transferul lui Băluță s-a făcut la Slavia Praga. Transfer chiar mișto acolo în Cehia, bravo băi Băluță, mie îmi place transferul ăsta. Sunt fericit pentru el, ia uite, s-a dus la echipă care mai mult ca sigur o să-l joace și cred că a și jucat deja la câteva amicale a echipei. Dar eu nu chiar îl văd pe omul ăsta să țină ritmul și să joace la Slavia Praga sau Prag și de acolo să se transfere mai departe la o echipă și mai bună. Nu știu, tot timpul am zis că pe Băluță ăsta l-aș vedea în Serie A. Nu știu, are așa un stil, parcă ar fi de Serie A. Bun, s-a transferat de la CSU Craiova pe 2.6 milioane de euro. Îmi place foarte mult cum a evoluat acest jucător. Jucătorul acesta și-a început cariera de la Gică Popescu, s-a dus la Chindia, nu prea sunt date, de la Chindia Târgu, așa, de la Chindia, așa, s-a transferat la Viitorul pe cât? 270.000 de euro sau ce ăsta? 270 de euro, what the fuck, no, nu contează. De la Viitorul s-a transferat la Craiova. La Craiova, craiovenii au plătit pe acest jucător 200.000 de euro, chiar dacă jucătorul pe atunci era valorat pe la 600.000. Bun, după care Craiova, fantastic ce transfer, l-a vândut pe 2.6 milioane.
Bravo, băi băluț, îți urez mult noroc, mai ales, bă, sper să văd odată un român care chiar să performeze în străinătate, iar am așa puțină speranță în băluț ăsta, că în campionat chiar a jucat cu fiar foarte bine. Bun, trecem mai departe. Wayne Rooney se transferă de la Everton la DC United, free agent gratis. Desigur, au început glumele, eternele glume cu Rooney, n-a mai putut să stea la Everton, tot a vrut o echipă cu United în nume, cum el desigur este încă, în opinia mea, o legendă pentru United, pentru Manchester United. El s-a transferat la DC United. DC United, care mi se pare o echipă, să zic așa, bună din America. Na, ce drept, nici nu știu campionatul lor, dar mă, cred că se ducea la un LA, la un Sounders, la un Whitecaps, la o echipă de asta un picuț mai răsărit așa. Chiar până și Toronto mi se pare interesant. Na, bun. Oricum, sezonul acesta în Premier League, Wayne Rooney a avut 31 de apariții, 10 goluri și 2 asisturi. Mi se pare chiar foarte decent pentru un jucător așa pe atac, pe cam de 32 de ani. Mi se pare chiar foarte mișto. Bravo, Rooney! Un transfer foarte bun face și Juventus prin achiziționarea lui João Cancelo. 35 de milioane de euro valorează acest jucător, iar cei de la Juventus l-au luat pe 40 de milioane de euro. Dar desigur, Cancelo deja a fost la Juventus, dar a fost sub formă, ba nu, a fost la Inter sau la Juventus, la Inter, a fost la Inter, asta mi s-a părut foarte mișto faza. Deci Valencia l-a dat pe Cancelo la Inter loan, Interul a văzut, l-a jucat, știi, pac, 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 dar între timp scouterii de Juventus au zis, bă, uite-mă la la Cancelo ce bine joacă la Inter, nici nu știam de el, hai mă să-l cumpărăm noi. Într-adevăr, Juventus și-a băgat așa frumos coada și pac, l-a cumpărat pe Cancelo. 40 de milioane de euro, mi se pare un râb foarte bun, care chiar e super așa în Serie A. Și totodată Juventus, fantastic, câte transferuri face Juventus, desigur, acum se speculează și cu Ronaldo că l-ar transfera. Deja gata transfera, deja s-au înțeles, deja nu știu ce, oricum o să mai fac un video dacă chiar se întâmplă acel transfer. Și desigur, să nu uit să spun, acest video este un picuț mai late, știi, am fost eu plecat. O să mai vină încă un video de transferul care să fie așa up to date, așa până la ziua respectivă. Că sunt alte transferuri care s-au făcut între timp și eu încă nu mi le-am pus aici pe listă. Dar stați liniștiți că ne ocupăm. Bun, deci vine Emre Can de la Liverpool liber, gratis. Un transfer destul de discutabil, aș putea eu spune. Ce să caute Emre Can la Juventus? Deja Juventus mi se pare o echipă mișto pe linia de mijloc, adică practic poziția Emre Can așa CDM, care se arată și aici, vedeți că e CDM, Defensive Midfielder, este practic Sami Khedira. Și plus Sami Khedira de obicei tot timpul rezista. Bun, atunci o să vină Emre Can rezervă pentru Sami Khedira. Dar parcă mai erau câțiva CDM pe acolo. Chiar și Pjanic ar putea joace ca și CDM, chiar dacă el e mai așa mai pe mijloc. Destul de discutabil. Oricum, Emre Can tot timpul, asta era faza ce vreau să zic, tot timpul vrea să meargă undeva unde să fie titular. Că tot zicea la Liverpool, că nu sunt titular, că nu știu ce, că nu mă mai simt așa și așa și așa. Acum m-aș dus la Juventus, ce? Să fie iar rezervă? O semn bun de întrebare aș putea pune aici. Bun, trecem mai departe. Andrei Ivan. Da, într-adevăr, spuneți-mi voi de când ați mai auzit de acest jucător. Era o nebunie, era un star, era un prospect care, wow, să vedeți ce va fi acest Andrei Ivan. Și într-adevăr avea talent, avea acea schipire, dar dintr-o dată, ca practic și orice alt jucător român, a dispărut. Și-a făcut transferul ăla tâmpit și s-a omorât. Da, Andrei Ivan, desigur, de la CSU Craiova Under 19 s-a dus la Craiova Mare. De la Craiova Mare s-a transferat la Krasnodar pe 3 milioane de euro, o sumă care și eu, dacă aș fost la Craiova, n-aș fi refuzat-o. Dar după aceea la Krasnodar nici nu știu câte apariții a avut Andrei Ivan, dar foarte puține, foarte, foarte puține. Eu nu știu dacă a avut mai multe de 5. Și de la Krasnodar
în sfârșit s-a întâmplat așa o mișcare care zic eu că e spre binele lui. Krasnodarul l-a împrumutat, nu știu dacă i-a și dat clauza de aia de cumpărare la finalul loan-ului, l-a împrumutat de la Krasnodar la Rapid Viena. Da, dacă se transfera din start la Rapid Viena, parcă sună mai bine. Rapid Viena mai și apare așa prin Europa League când cum. E interesant, așa frumos. Bă, deci măcar aici, măcar aici, frate, dacă joci, dă Doamne să ai noroc și să revii așa, să revii așa în prim plan. Andrei Ivan, în sfârșit un loan de calitate. Trecem mai departe, Kluivert. Chiar eram curios dacă băiatul ăsta chiar va păși așa pe urmele tatălui său. Și se pare că ușor, ușor o face. De la Ajax s-a transferat la AS Roma. AS Roma, un transfer superb. 17 milioane de euro a plătit Roma la Ajax pentru acest jucător. Kluivert, care într-adevăr mă aștept să evolueze foarte bine și în joc este apreciat, dar totodată aștept acolo să fie în FIFA 19, știi, următorul jucător care tot timpul să-l cumperi, știi, acel prospect care evoluează. Bravo Kluivert, un transfer foarte bun, jucătorul valorează 15 milioane de euro, Hasel m-a plătit doar cu 2 milioane peste valoarea lui, ceea ce este chiar ok în zilele noastre. Trecem mai departe, iarăși intern, așa, Budescu a plecat la Shabab. Sigur, o echipă arabă antrenată de Mister, cel mai bun antrenor român, Shumica. Ce fain intrăm dat. Bun, Shumi, mă rog, arabii, a plătit Stelei pentru Budescu 2.5 milioane de euro, dar cred eu că mai pus acolo niște clauze care odată ce face atâtea meciuri sau goluri, le se mai plătesc acolo steliștilor niște bănuți. Bun, un transfer bestial pentru Shumi, omul ăsta o să rupă Arabia în două, dar un transfer incredibil de băboule pentru Steaua. Omul ăsta era, cum să zic eu, omul, the man. Era the man pentru Steaua. Pase, șuturi de goluri, era așa un mic capitan acolo. Omul ăsta făcea enorm de multe chestii pentru Steaua, iar Steaua tot timpul își dorește Champions League, își dorește Europa League și îl vinde pe cel mai bun om al lor, frate. Foarte nașpa. Nu știu, am vrut să zic alt cuvânt, dar hai să m-am abținut, știi, și pe aia am zis foarte nașpa. Mi se pare un transfer tâmpit rău de tot, n-am ce zice decât să fiu mai pe direct, verde în față, să zic că este un transfer tâmpit pentru Steaua că l-au vândut pe Budescu, dar un transfer foarte bun pentru Shumi că l-au cumpărat, că o să ajute foarte, foarte mult. Trecem mai departe, Valerica Găman, dacă toți suntem la Shabab, Shumi l-a luat și pe Găman cu el de la Steaua, a plătit cât? Cam cât a plătit și Steaua pentru el? Steaua l-a luat gratis, free agent. Și după aceea Shumi a plătit cât? Serios? 75.000 de euro? 75.000 de euro? What the fuck? Eu sunt din București care plătesc pe mașini mai mult de atât. 75.000 de euro. Uite mă. Da, un transfer la 75.000 de euro... bestial pentru arabi. Bă, 75.000 de euro și ai un apărător decent. Bun, chestia este într-adevăr că acest jucător nu prea a jucat la Steaua, chiar dacă a fost adus ca o mică revoluție la Steaua. O, l-am luat pe Găman, experiența lui și tot. Dar de-a lungul timpului, sincer, nu prea l-am văzut pe teren. Nu prea l-am văzut acolo. Chiar am zis, bă, ăsta mai e la Steaua. Și da, acum se fă transferul. Bravo lui. Hey, uite-l pe Enache. Enache care trebuie să spun acest lucru. La Steaua a fost vai mama lui și multe greșeli, multe date peste poartă, pe lângă poartă. Alandala, știți bine acel moment când toți la meci și la meci ne uitam și ziceam: "U, ce șansă, ce șansă." Și apoi: "Oh, Enache." Da. S-a dus de la Steaua free agent, aștepta până expiră contractul, la Rubin Kazan. Și când a mers la Rubin Kazan a spus: "Cursule, și tu nu trebuie să las că o să vadă Steaua ce-a ratat, că o să arăt eu totul la Rubin Kazan ce bun sunt." Păi, un puțin mai târziu, Rubin Kazan, free agent către Partizan. Da, nu s-a adaptat în Rusia și nu știu de ce se duc mulți jucători în Rusia.
Mulți, câțiva, na, au fost Ivan, au fost ei, au fost Gabi Mureșan, au fost la un timp încă câțiva, dar mi-am scapat denumirile lor. S-au dus mulți în Rusia și în Rusia absolut nici măcar unul nu s-a putut acomoda. Parcă și la Big Falvi e în Rusia pe undeva. Nu prea se pot adapta românii noștri în Rusia. E greu din câte am înțeles în Rusia cu deplasările și, na, mă rog, mai multe chestii acolo. Dar la Partizan mi se pare un transfer bun pentru Enache. Sunt curios dacă va juca, dar este un transfer chiar foarte, foarte bun în Serbia. Bravo, Enache, în sfârșit, parcă ai nimerit-o. Și ultimul pe ziua de astăzi, că desigur am mai zis că o să mai fac un video în care să updatezi lista, să fim așa la zi cu toate, este Skorupski, care a fost la AS Roma rezervă, acum a fost transferat la Bologna pe 9 milioane de euro. Acesta este un portar care acum ceva timp, acum cât să zic, 4 ani sau cât, când era prima oară când a venit așa la Roma, după loan-urile alea cu Empoli și nu știu ce, mi se pare, băi, stai să vezi că omul ăsta parcă e genul ăla de polonez în poartă, știi, care chiar va tot evolua, știi? Dar parcă niciodată n-a făcut acel click, știi, acel ceva să, știi? Foarte, na, mare păcat de el. Mă așteptam să fie un portar mai bun, dar văd că deja e acolo așa pe linia aia de plutire. Am fost dus la Bologna. Și nu prea ai ce să-i faci. La Bologna nici nu prea au apărător, deci va fi și mai greu pentru el dacă chiar va fi și titular. Oricum la AS Roma, bine a făcut transferul, că la AS Roma nici nu prea mai avea șanse, având în vedere ce bun este Ellison în ziua de astăzi. Deci cam atât pentru acest episod. Cum v-am zis, o să mai vină încă unul în scurtă perioadă în care vom mai updata lista, vom mai pune și noile transferuri. Până pe data viitoare, vă urez numai bine, uitați de un like și un subscribe. Bye bye!